calde, măi, Ianche. Și ce-mi spui asta mie, măi, tache? Dar cui să-i spui? Ce mă interesează pe mine că ți-i cald, dacă ți-i cald, du-te în casă și te răcurești, și eu pot să te răcuresc? Dar ce te-am rugat eu să mă răcurești? Mă rog ție, nu înțelege să vorbești atâta? Ce te privește pe tine, dacă milene ori nu milene? Păi dacă ți-ar fi lene, ai dormi. Mare căldură, așa o căldură n-am avut toată vara. Și cum ce-mi spui mie asta? Dar ce ți-e spui? Atunci cu ce te vorbești? Ce te privește pe tine, cu cine vorbesc? Ia te uită pe căldura asta lui, arde de cântat. Și ce parcă el cântă, cântă mașină. Păi da, dar el dă din mână. El dă din mână în cer și mașină cântă tare. Nu-ți fărăi că nu poți să dormi. Nu-ți fărăi eu, Cadir sfărăi. Spune-i să tac. Păi nu pot să-l trezesc. Dar el de ce mă trezește pe mine? Ei, Cadir! Cadir! Acum și dau cu un calup de săpun. Cadir! Asta-i stort din tot când doamne. Du-te de trezește, tache. Eu nu mă mișc de aici nici mort. Dar ce crezi că eu mă mișc? Mai bine stric un calop de săpun. Ia-o-ți, domnule, cu sfoară. Așa, dai un ban de face. Hai mai zvârle unul. Dar ce crezi că eu am fabrică de săpun? Spune-i că a venit un moșteriu, că pe mine nu mă crede. Fă-te repede că, domn, că vine baba sarta să cumpere ceva. Și ce-mi pasă mie? Ea nu cumpere de la mine. Domn tache! Domn tache, un calup de săpun. N-am săpun, babo. S-a stricat. Cere lui Ianche. Oh, păcate lor. Domn Ianche, domn Ianche, ia domn un calup de săpun. Săpun? De unde am eu săpun? N-am deloc. Ia de la tache că el are. Păi are, dar spune că nu-i bun. Parcă se principie la săpun. Domn tache, da? Ia uși ce spune jupânul că n-are. Are, nu te uita în gura lui. Zău, dăm un calup de săpun. Zău. Uite, babă, ia bucata aceea de jos. Ți-o dau ieftin. Da? Așa, ia. Apoi vezi, apoi vezi că nu-i rău? Dar cu cât? Da, cât vrei. 5 lei, poftim. Scumpă-i murdară, maică, nu se poate. Dă-mi-o cu 3 lei. Ai, dă-mi-o cu 3 lei. Mulțumesc. Cu bine, cu bine. Dă-ți 10 lei încoace pe bucate de săpun. De ce ai zvârlit-o? Ce te privește pe tine, ce fac eu cu marfa mea? O așez unde îmi place, de 10 lei. Nu dau nimic. Atunci dăm un calop de săpun de la tine. Și ce câștig? Ia nu fi măgar, n-ai câștigat 50 de bani? Dăm un calop de săpun, dacă nu-mi dai imediat, îi pun de bandă să de ei. Ia, domnule, ia-ți toți 3 lei, poftim. Poftim rest. 50 de bani, câștigul tău. De ce, am vândut săpunul meu ca să câștig? Dar ce, eu l-am vândut ca să câștig? Tu l-ai vândut, tu ți-ai câștigul. Bine, ce? L-am luat. Să-i port sănătos, da. Fiindcă tot te-ai sculat, adă-i încoace și pe-i mei. Da, asta era. Scoale-te tu și ții ea. Nu pot. Îi lași așa în mijlocul drumului. Ce te privește pe tine, nu-mi fac eu casă de economii. Lasă-i acolo că poate-ți bun de sămânță. Iar a început căder. Ia. Ce-ai făcut? Eu n-am făcut nimic, săpunul a făcut. Așa un săpun prost, eu îl trimit la cadr și îl nimerește în zid. A dat jos o grăveală. Să știi că-i semn de ploaie. Așa un săpun bun, numai când l-a zvâlit și a mirestit a ploaie și a spălat vopseaua. Asta e săpun patent, am să-l văd mai scump de acum încolo ca să-mi scot vopsitul casă. Apoi, fără glumă, ar cam trebui să le și vopsim. Treaba ta, dacă vrei să vopsești, vopsește. Și eu am să țin o vopsesc? Bine, atunci trimit vorbul lui Stănică să vii și îl pun la vopsit. Da, așa crezi tu. Și eu ce să fac? Păi n-a fost vorba să așteptăm să vii copii, să-i întrebăm cum vor ei, așa o vorba ai tu mai. Da, dar băiatul meu a venit. Dar ce mă privește pe mine băiatul tău? Pe mine mă privește fata mea și ea n-a venit. Dacă fata vrea o culoare și băiatul tău vrea tot culoarea aceea. Bine, mă, înțeleg, dar cât am să stau eu cu casa necurățată? Dar de unde vrei să știu eu? Păi dacă nu știi tu când îți vine fata, vrei să știu eu? Dar ce te-am obligat eu să știi? Parcă tu ai știut când vine băiatul, nu știu. Te-am zis eu ceva, n-am zis. Da, dar a venit. Fica ta văd că nu dă niciun semn. Mai vine ori nu mai vine? E, o să fie dacă vrea și dacă nu o să vrea, nu o să fie și gata. Așa o cultură mare cum învață ea, poate nu de voi să vii. E, da, că băiatul meu nu învață tot la Academia Comercială. Și uite că a venit. Parcă tu ce folos ai că ți-a venit băiatul? Îl vezi? Nu-l vezi. El umblă, se plimbă și cere bani. Tu nu-l vezi pe Ionel cu așa o eleganță? Parcă n-ar fi băiatul tache din Podeni, parcă ar fi băiatul prefectului. Lasă să fie dacă îi dă mâna lui tache. Dar zic eu ceva, lasă fie că-i tânăr. Dar ce folos ai tu din asta? E, am să mă mândresc că am cozeame de flăcău, voinic și deștept. Iată, iată că nu ești tu chiar așa de prost. Dar tot negustor prostești. Tu nu știi să-l auzi decât marfa pe care nu ai de vânzare.
Dar ce, vrei să spui că nu-i marfă bună? Zice cineva ceva bună, chiar mă mire că ai ieșit așa o marfă dintr-unul ca tine. Nu mai spune. Dar bă, bine, mai nu-ți mai aduci aminte cum eram când am deschis noi prăvăriile aici? Ce vorbești, ce vorbești? Erai un pârlit de negustor și asta-i tot. Ce te pui tu alături cu așa o floare de băiat că e unealt? Pârlit de negustor ai. Apoi ai avut un noroc că eram noi prieteni. Îți arătam eu ție. Ia, și ce era să arăți? Ai mai spus tu de multe ori așa o prostie. Uite și pe asta. Ce poftești-le? Ce poftesc? Poftesc un calup de săpun. Ce vorbești? Și ce să faci cu el mai? Ce te speri așa? Crezi că am să mă spânzur? Și dacă ai să te spânzur, crezi că o să pierde ceva? Și chiar dacă am să mă spânzur, ce te-ai speriat așa? Ce? Mă rog, îmi dai săpun ori îmi dai? Săpun, vrei săpun, n-am săpun, cumpere de la tache. Dă-i, omule, săpun. Mai tache, așa să aibă el bine dacă a venit pentru săpun. Parcă eu nu știu ce caută el. Ei, n-a venit, auzi? N-a venit. Ei, și dacă n-a venit, ce țipe așa? N-a adică să nu vii. Cine să vii? E nebun, mai tache. Mă, el crede că eu vreau să văd dacă a venit fiica sa. Ei, n-a venit, a venit foarte bine. Ia te poftesc cum foarte bine, foarte rău. Ei, n-a, foarte rău, acum ești mulțumit? Și mă rog, de ce te supe dacă mă interesez? Ce, n-am voie? Ce, eu n-am băiat din surat? Ai înțeles acum, mai tache? Pentru ștrul, el se cheamă băiat din surat cu fata mea. Mă rog, fata mea a învățat academie, poți să-mi spui tu ce cultură l-ai învățat? Ei, l-am învățat eu, așa o cultură cum n-a învățat fata ta. Câștig la un vagon de greu cât nu câștig un avocat la 5 procese. Ce cultură mai vrei tu, mai? Asta e cultură, asta e cultură. Și la urmă urmi n-am să pun și las, mă-n pace. Ce te nervezi degeaba? Va să zic că n-ai să pun. N-am. Poate că am să duc la toamnă și peste iarnă este spel de cât ori vrei. Ești nebun. Ce mai vorbesc eu degeaba cu el? Bună ziua, bună ziua. Ce te supeci tu de pomar? Da, cum să nu mă supăr? Auzi cine vorbește de cultură? Elei Tinichigiu, care s-a lăsat de meserie fiindcă a fost toate idiot și a căzut de pe casă și a frut un ciolan. Acum de când vinde cereale vorbește de cultură și vrea să dau fata lui Fisu. Când nu i-o dat și gata, ce atâta supărare. Uite-l pe Ionel. Unde ai fost, băcăule? În dos, pe bancă. M-am uitat la tren. Frumos, nu? Așa o frumusețe când trece trenul. Ei și cu taică, tu ne uităm după trei și oftăm, tu te primi cu el, nu-i tot unul. Asta așa e, capra sare masa, iada sare casa. Dar tu vrei să sară capra peste casă. Tată, ia du-te de te îmbracă. Dar ce, nu sunt îmbrăcat? Ba da, dar nu-mi place cum ești îmbrăcat. Ai haine berechet, poți să umbli mai curat. Când trăia mama, umblai altfel. Bine faci, bine faci. Ia, lasă-mă în pace, că nici tu nu umbli mai curat. Păi de ce să umblu curat? Dar așteaptă să vezi când vine fata, să vezi ce curățenie. Ce, vrei să fii rușine cu mine? Dar ce tu crezi că lui Ionel e rușine cu mine? Păi cum să nu fie rușine? Uite la așa o floare de flăcău și uite la tine. Vorbă lungă, tată. Hai, du-te și te îmbracă. Ia, uite, uite cum îmi poruncește. Mă, sâncule, tu m-ai făcut pe mine, ori eu te-am făcut pe tine. Asta a fost odată. Acum gata, suntem făcuți amândoi. Hai, tată, hai că te rog eu. Am eu motivele mele să te rog. Așa da, asta e altceva. Ai dreptate, îți cam ponosiți pantalonii ăștia. Gândeam și eu să-i schimb. Nu, tot schimbi, te îmbraci de sus și până jos. Dar pot să știu și eu de ce? Tată, am credit ori n-am. Uite baba saftă. Să vezi că tot să pun vrea. Eu dorm să nu mă trezești. Domn Tache, stafii de ai? Am 128 kg. Scumpe foc, maică, nu pot să dau atâtea parale. Nu pot mai ieftin, babă. Încearcă și dumneata alături. Mă duc să mă îmbrac eu. Jupâne Ianche. Ce vrei, iar să pun, n-am să pun. Nu, stafide, o jumătate de kilogram, dar poate lași mai ieftin. Mai ieftin decât cine, mai ieftin? Ia, dacă domnul Tachea ăsta, că tare s-a mai scumpit și el. Și cât ți-a cerut Tache pe... 120 de lei, maică. 120 de lei, ce vorbește așa de ieftin? De unde a scos el așa un preț? Să știi că sunt false. Eu nu pot să le vând fără 140. Hai cu 120, că nu vreau să mă mai întorc la așa el. Așa să am eu bine dacă pot mai jos de 140. Apoi atunci n-am făcut nicio treabă. Dar cadâr, de ce nu ține stafide? El dă ieftin săracul. Întreabă pe el. Da, bomboane n-ai, maică? Asta ține numai cadâr, așa e în voia lui nostru. Ce ține el, nu ținem noi, el din ce să trăiască. Apoi atunci, acum păr de la el. Bună ziua, domnule Ianche. Bună ziua. Ei, domnul Ionel,
Stafide aveți? Cu cât le dai? Stafide? Un moment. Tată, cu cât ai stafidele? 128. Mai ieftin, mai ieftin nu se poate mai. Păi, nu dă voie stăpânul. Dar hai să-ți mai las eu de la mine 8 lei. Așa, maică, așa. Să trăiești, să trăiești. Te las cu bine, cu maică. Bine, cu bine. El e mai ieftin. Câțiva lei acum. Prost, prost, foarte prost. Mâine vine să ceară degeaba. Hai să zic să fii cinstit, să nu dea lipsă la cântat. Dar inima bună la negustorie. Eu știu, dar dumneata de ce n-ai vrut să-i vinzi? Știu că ai același prețuri ca tata, nu? Dar ce facem așa o hoție de clienți pentru un flac de 5 parale? În mahala asta n-avem prăvălit decât noi doi. De la el cumpără români, de la mine evrei. Papa! Ana. Ce vorbești? Ce vorbești? Așa o surpriză! Așa o surpriză! Asta se poate să zic eu surpriză! Hai, papa, nu mă săruți? Să te sărut, cum să te sărut, mișelușine, să te sărut așa prost îmbrăc, acum sunt așa o cucoană ca tine, mă duc să mă îmbrac așa. Nu, 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 lasă, hai, stai aici, te iert, te îmbraci după aia, hai sărută-mă. Uite, unii maică ta să te vadă, mai iunel, mă rog, sunt eu așa un dobitocure frumoasă de-a binelea. E frumoasă de-a binelea, nene Ianche. Ionel. Înțeleg să-mi facă complimente tata, că nu m-a văzut de 2 ani, dar... Și vorbesc, și vorbesc, și complimente, asta nu-s complimente. Este așa de frumoasă, așa de frumoasă. Ești mai frumoasă decât era maică ta când eram înlocuit cu ea. Și ea era așa de frumoasă, că nu era altă mai frumoasă ca ea. Și așa un copil al meu, o fată așa frumoasă, spun, tu ești a mea? Eu. A mea, chiar a mea. Un bit negustor care vin din măsline într-o mahala, a făcut așa o frumusețe, așa o comoară. E așa o bucurie face să-mi par și la alții. Hai, hai să te vadă și pe cătosul ăla de Tache și Cadă. Tache! Tata vine imediat. Măi, Tache! Ce mai face Moș Cadă? Ce să facă, doarme, ce grijă are el? Tot nu s-a însurat? Așa un păcătos în soare. Dar să nu-i zici nimic de asta. Asta e mare durere la inima lui. Moș Cadă! Moș Cadă! Ana, frumos este, ca un tarandafir de la ei, frumos este, frumos, Ana, nici înapoi venit, dai voie, Cadăr, să arătăm, Ana. Ana, Anichia ta, Moș Cadăr, i-a fost dor de tine, n-ai uitat-o? Spune. Uitat, uitat, Ana, Anichia, în inimă ținut. Asta fata Ianchi, bre, tu făcut, mă. Mai cantă. Asta fata așa frumos. Halal, bre. Asta soare în casă este. Asta soare la inima matrină este. Nu, mai Cadăr, singur este. Moș Cadăr, hai să mă faci să plâng. Ana, Anichi, iubește-mi puțin Moș Cadăr, matrină. Viața ride-mi puțin la el. Dar te iubesc, Moș Cadăr, te iubesc mult. Apoi de ce crezi că am venit eu aici? Să-mi dai coșulețul meu cu bomboane. Unde-i coșulețul meu cu bomboane? Bomboane, bomboane de la inima dam. Tot suflet dam, Cadăr, la Ana. Așa micuț plecat, așa frumos întors. Ana! Măi, Ianche, mă, asta nu e fata ta cum nu e a mea. Ce ți-a spus, Ionel? Tache și eu am zis tot așa. Nici eu nu cred deloc, dar ce să facem numai noi amândoi când toți ceilalți zic că e a mea? Mă, fată, mă, dar frumoasă te-ai făcut. Ce să fac, nene Tache? Am crescut, era și vremea. Ce să faci acum, păcătosul ăsta de tată tu cu tine? Știu eu ce să fac? Dacă n-am putut să am și o fată slută, mă mulțumești cu una frumoasă. Nu știi tu, când ai pâine, mănânci cozonac. Nici nu ține ce vrei. Acum trebuie să tocmesc toți jandarmii din târg să împăzească casa ca pe Banca Națională. Lasă că se păzește singură, papa. Dar ce, să fie ca o casă de bani? Întocmai. Ai bun? Atunci m-ai scăpat de cheltuială și de grijă. Dar eu tot zic să fac niște obloane mai tari, poate că... Tot nu ești chiar așa de safe. Ba da, n-avea grijă, nene Anche, e foarte safe. Ce vorbești? Ai încercat? Ei bun, atunci poți să las casa așa cum este. Las-o așa, numai să vopsești. Ei poftim, nu ți-am spus eu mai tare. Ba eu ți-am spus, nu tu. Hai să-i întrebăm acum că sunt amândoi veniți. A rămas vorba să le vopsim după cursul vostru. Albă, papa. Amândouă la fel de albe. Da, exact, e practic, e curat. Vesel și frumos. Asta ți-ai învățat la școală, măi? Nu te mai mira, și fă așa cum spunem noi. Eu am să fac de tot să mă mir. Lasă că vorbim noi după aia. Acum mă duc puțin în casă să mă aranjez și mă întorc. Sper că nu s-a schimbat nimic acolo, papa. Ce să se schimbe? Toate au îmbătrânit de două ori cât erau?
Și fiindcă te-ai făcut de două ori mai frumoasă, o să pară de două ori mai urât. Încolo totul e cum știi. Dar nu-ți mai dau voie să-mi iei papuci, că i-am renovat cu pingele noi, te rog. Ai, mă, de hane, frumoasă fata ai făcut, stratnică place. Mă, pizi vechiule, tu spui că-ți place ca să credă că nu-ți place. Dar eu știu că ți-e-ți place. A, uite-și pe domnul Ilie, ce poftă-și m-a dat un ventilator. Mă rog, ce mă iei tu așa pe mine, mă? Ce sunt eu, mă? Ei, acum gata, s-a terminat, ai auzit că a venit? E, a venit. Ei, și dacă a venit, ce-mi pasă mie? Cum ce-ți pasă, măi, Ilie? Ce s-a întâmplat, papa? Ce vorbești, măi? Așa o fată frumoasă ai făcut tu, Maianca. Dar cine crezi că a făcut tu, Franz Josef? Bună ziua, domnule Ilie. Bine ai venit, Ana. Știi tu pentru ce a venit, Ana? Vrei să spun? Ei, să știi că îi spun, să știi. E, și ce dacă îi spui? Ce, crezi că mi-e rușine? Da? Nu vrei să te măriți? Are așa un juvaier de băiat cum nu s-a mai pămânit pe fața pământului. Ei, să știi că acum chiar că mă supăr. Nu te cred. Să știi că plec și m-am și supărat. Acum te cred, dar să nu te mai întorci, te rog. Și ce te-ai supărat dumneata așa de tare pe el? Dacă o să nu mă supăr? Iată, uite la el ce icorom calcă. El crede că am să dau fată după piciorul său. Mă rog, are parale? Și ce dacă are parale? Te faci copii cu paralele lui? Mă rog, dacă vrei să te măriți cu el, merită, te măriți. Ei, nu-l iau că nu-ți place ție. Am să-mi caut eu alt bărbat. Da, să nu-ți mai căuta tu, că-ți caut eu când ți-o vine vremea. Lasă că-mi caut eu, e mai simplu și mai sigur. Da? Și eu să n-am niciun comision la afacerea asta? Ba da, niște nepoți. A zis bine, Ianche, ăsta e cel mai bun comision. Ascultă, bă, nu mai bate în strună, că să te ferească cerul să te auzi când o vorbă, că s-o însura băiatul tău. N-o să-l auzi. Nu mai spune, flăcăule. Păi sigur. Ce rost ar avea să te amesteci dumneata? Că doar nu te însor dumneata, mă însor eu. Cine poate să-mi știe interesul mai bine ca mine? E, tocmai așa i-am spus și eu, tati. I-ați spus așa, dar ați făcut cum au vrut ei. Noi facem cum vrem noi. Dacă voiați să vă ascultăm cum ziceți, trebuia să ne faceți acum 200 de ani, nu acum. Ei, vezi, tachii și dobitor ce-am fost amândoi? Eu ți-am spus să-i facem acum 200 de ani, tu n-ai vrut. Dumneata glumește, dar Ana are dreptate. Suntem oameni moderni, să ne mai încurcăm de fleacuri. Tachi, auzi, noi suntem fleacuri. Nu dumneavoastră, dar pretențiile astea pe care le aveți. Să ne alegeți dumneavoastră nevestelor bărbații. Eu înțeleg să nu ne căsătorim fără voia dumneavoastră. Să ne dați un sfat, dacă e nevoie, dar atât. Păi atunci ce mai aveți nevoie de părinți? Nu e așa, tată. Părinții au și ei rostul lor. Copii moderni ai vrut, copii moderni ai. Lasă că și eu tot așa am vorbit. Tocmai asta vreau să spun și eu. Mă, copii, mă, toți am fost odată moderni. Că și eu eram teribil de modern. Dar cum a țipat alta odată la mine, cum am uitat că-s modern. Eu nu cred că ar fi nimerit procedeul ăsta cu oameni ca noi. Dași din gură, mă, băiatule. Lasă-l să vorbească și pe Ana lasă să vorbească tot așa. Că așa trebuie să vorbească un om tânăr. Așa se cade și așa e frumos. E bun, o să zic că recunosc și dumneata. Recunosc de ce să nu recunosc? Crezi că pierd ceva dacă recunosc, nu pierd nimic? Asta spuneam și noi. Lăsați-ne acum că avem noi grijă de voi. Că nu vă suntem dușmani. Ia, tachii nu spune nicio vorbă, stă cu gura căscată ca o ciupătă ruptă. Dar și el face ca mine. Că dacă Ana zice să mărite singură, lasă, zic că ia, dar știu că tot au să mărit. Și m-am gândit și am socotit și am vorbit și cu unul și cu altul și am întrebat și pe unul și pe altul. Dar pe mine nu mă întrebi? Pe tine de ce se întrebi pe tine? Dar ce tu ai făcut-o? Nu, ai făcut-o dumneata. Dar pentru cine ai făcut-o? Da, de unde vrei să știu pentru cine am făcut-o? Eu știu. Ai vreo și mă rog pentru cine? Pentru mine. Așa o noutate? Și unde ce serios vorbești? Chiar că vine să-l crezi, mai. Păi, da, chiar pot să mă crezi. Ia stai o leacă, mă, băiatule. Ce îți vine să râzi, dar aici e sau un bucluc? Nu e niciun bucluc, tată, e foarte simplu. Noi doi am hotărât să ne căsătorim. E comedie? Dar cum se poate să vă gândiți la așa o prostie, mai? De ce prostie? E foarte logic. O fiul cum spui tu, dar tot prostie se cheamă. Stai, mă, băiete, ia-o mai încetișor, aici e lucru naibii. De ce, nene Tache? Pentru că nu se poate. Dar nu se poate deloc, dar deloc, știi? Papa, te rog, gândește. Dar nu mă gândesc deloc? Dar de ce să mă gândesc? De ce trebuie să mă gândesc? Vorbește și tu, Tache, că mie mi s-au dat picioare. Uite, domne, ce bucurie pe capul nostru, pe ziua ta. Ascultă-mă, nene Ianche, te rog. Nu vreau să ascult nimic, să te asculte Tache, dacă poftești, că nu poftești deloc. Ce să asculte, mă, ce-i de ascultat? Spuneți-ne care-i pricina. Bine, mă, copii, dar asta e o treabă la care nu m-am gândit. Nu m-am gândit niciodată. Să mă fi tăiat și nu m-aș fi gândit. Cum să facem așa un negustorii la care nu ne-am gândit? Înseamnă că nu era de făcut. Astea sunt fleacuri. Începeți și dumneavoastră să faceți ca toți părinții. De hatârul chefurilor și nazurilor ce faceți, nu o să ne ucidem noi viața noastră. Scurt!
Dar vorbește și tu ceva, tati, n-au și vorbește tot asta ta? Chefuri și nazuri și ucide și mă rog două palme, nu-mi dai? Papa, gata, Ionel, gata, încheiem discuția. Se vede că am nimerit-o prost. E bravo, vezi așa? Vorbim altă dată când s-or liniști lucrurile. Eu zic să așteptăm să lințească așa de mult să nu mai vorbim deloc. Bine, papa, mie nu-mi place să vorbești așa cu mine. Să știi că dacă mă mai super, mine plec înapoi la București. Hai, Ionel, în grădină. Hai. E, puftim. Mai spune ceva. Tot ce s-a supărat. Asta-i ca maică-sa. Să mai să vedem, să chipzuim. Ce să mai vezi, n-ai văzut? Ce să mai chipzuiești? Ai ceva de chipzuit? Chipzuim, Ianche, vrei, chipzuim? Chipzuim. Bine că ai deschis toată gura. Cadâr nu știm, vorbește-mi. Cadâr știi, audem și vedem. Cadâr piusim, vorbește-mi, Ianche, mult vorbește-mi. Adunăm și dăm îndoi. Și de-aici vrei să câștigi? Uite, iar vine Ilie. Ce poftești iar să pun? Nu mai văd, am închis prăvălia. Lăsați mă pace. Știu. Ce știi, mă rog? Că ai închis prăvălie. Fie de ce te superi? Dar nu mă supăr deloc. De unde vezi tu că mă supăr? Și tu, tachi, ce stai așa cum prost? Ai du-te în grădină, vezi ce e acolo. Bine, bine, ho! Ho, că mă duc. Te-ai avea să nu spui vă prostie, ca până nu te speli de mine cu toată apa bărladului. Și tu unde pleci cadere? Să mă las singur aici? Cader la cantar merge. Asta nu vorbă mult, vorbim cum Ianchi vorbim. Asta mult gândim, cum cader gândim. Bine, bine, du-te, du-te, du-te și tu. Și la anul când e terminat să poftesc să-mi spui ce ai gândit. Mă rog, ce s-a întâmplat? Nu? Ce vrei să întâmple? Nu s-a întâmplat nimic. De ce te privește pe tine? Ce s-a întâmplat dacă s-a întâmplat ceva? Am zis eu că mă privește pe mine. Atunci de ce întrebi? Și de ce să mă întreb? Ce costă parale? Cu atât mai bine dacă nu s-a întâmplat nimic. Și acum ce faci? Cinci că nu vezi, mă plimb. E? Și pe urmă i-o dai? Cinci nebun, cui să-i dau? Ei, cui, lui Ionel. Nu dau nimic, ce? Trebuie să-l dau eu? Pe ce să-i facă să-l dau eu? Se duce singură dacă poftește. Și se duce? Cinci nebun, cum se ducă dacă nu dai voie? Foarte bine. Și de ce foarte bine? Foarte rău. Ce adică tu crezi că am să dau un strulic al tău? Am spus eu să-i o dai. Am spus. Dacă poți să spui cât poftești, că tot nu dau. Strulică nu-i din asul fetii mele, să știi. Și ce? Ce face? El român și ea ovreică? Așa o calculație faină faci tu, mai? Ia-te, taci, taci! Ce, mă? Nu se poate, taci, nu se poate! Nici vorbă că nu se poate. Păi n-am spus adineauri. Da, dar acum chiar că nu se poate, nu se mai poate deloc. Dobitocul ăsta de Ilie a spus așa un adevăr că nici nu mă așteptam de la el. Dar ce-a spus? Cum ce-a spus? Eu am așa o enervare că am și uitat. Ce-ai spus, Ilie? Am spus. Ce să spui că fata e evreică și Ionel e român? Ah, așa e, domnule, nu se poate. Nu se mai poate deloc. Nu se poate. Ce păcat că nu se poate, mai. Ei, și acum ce faci, hă? Ce să fac, am să zic mersi? Hă? Și am să te rog să te duci acasă și să iei pe rohlă și pe strulică și să veniți aici ca să vă trimit la toți dracii. Fiindcă vă autor nu vă dau, mai înțeles? Hai, pleacă de aici. Frumos vorbești, mă. Dar chiar foarte frumos. Acum sunt enervat, liber și te rog să te dezinfectezi de aici. Să știi una, dacă te scap cu așa vorbe de mahala, apoi nu mai las eu pe fiul meu să o ia pe fata ta. Am plecat, domnul, am plecat. Du-te învârtindu-te. Ce facem acum, măi, frate, Ianchi? Amândoi copii nu știu de glumă. Ce să... Tinerețea nu se mai gândește la nimic. Ea știe de opurile ei. Știu că nu se poate. Să amânăm, să căutăm, să vedem. Atâta avem și noi pe lumea asta. Și-ar fi păcat, măi. Mare păcat, măi, frate. N-ai terminat, tată? Ba da, flăcăule. Atunci vino, drăgu, cu ce să vorbim mai departe. Nu te duci, stai aici că te pomenești, că dai drumul la vă prostii. Ionel, vorbește aici, că sunt și eu. Păi, tocmai de aceea. Eu vreau să vorbesc cu tata. Nu, spune aici. Nu-i tot una. Da, dar nu vreau să se amestece nimeni în vorba noastră. Pe mine mă cheamă nimeni. Bine, uite că nimeni mă cheamă. Ei, gata, gata. Uite, stai că lui frumos și spune. Cum ți-am spus, eu nu vreau să-ți fac nicio supărare. Dar să nu mă silești să-ți o fac. Dacă nu vrei, nu faci. Nu vorbeam cu dumneata.
Bine, mă, băiatule, dar cum te silesc? Nu trebuie să te încăpățânezi, tata. Bine că ne încăpățânăm numai noi. Bine, mă, flăcăule, tu nu vezi că lumea e prost croită și că se uită urât la lucruri de astea? Păi bine, tată, dar eu cu lumea mă însor. Nu, dragul tate, dar trebuie să trăiești în ea. Și să ai un mic beneficiu de la ea. Nene, Ianche, uite ce, dacă continui, plec. Am să o iau și am să trăiesc mulțumit cu o femeie care mi-e dragă. Vrei să osândești două suflete care n-au nicio vină că se înțeleg? De ceilalți înțeleg? Dar puțin îmi pasă mie de ceilalți. Tată, eu cu tine vorbesc. Și nu-mi place să vorbesc mult. Mie îmi trebuie aprobarea ta. Ce vorbești? Dar pe mine nu mă trebi? Dar v-ați întrebat cum v-ar veni dacă ați rămâne fără noi? Ia, te rog să nu vorbești prostii! Ne vedeți? Pe dumneavoastră vă sperie numai vorba asta. Dar trebuie să înțelegeți că ceea ce faceți acum acolo ne duce. Nu glumesc deloc. Sunt un om care știe ce vorbește. Tată, eu cu tine vorbesc și vreau să știu ultimul tău cuvânt. Dar mă, flăcăul, tate, eu... Tati, ia seama să nu spui o prostii, coste scump. Mai degrabă ia seama, dumneata, să nu te coste mai scump înțelepciunea asta, dumitale. Nu, zău, Ianche, să amânăm, să vedem. Nu mai este timp de nicio amânare. E da ori nu. Tati, bagă de seamă. Și la urma urmei, dacă nu vreau eu, ce o să fie? Ce o să întâmple că eu nu vreau, tata? Ce nu vrei, papa? Ea nu mă mai întrebă degeaba. Și tu bine ce nu vreau. Și de ce, papa? Pentru că asta e așa o prostie, că vrem să ne mușcăm degetele cu tații. Sunteți prieteni de o viață întreagă, dumneata și nenea Tache. Mamele noastre au fost prietene, m-am născut la câțiva ani după el. Asta numai maica ta a făcut-o. Eu am spus să te facă mai devreme, dar n-a vrut. Papa, te rog să nu glumești deloc. Vorbesc foarte liniștit, dar numai eu știu cum vorbesc. Am crescut la oaltă, am învățat la oaltă. V-a plăcut să ne vedeți totdeauna la oaltă. Ce vină avem că am ajuns aici? Când dumneata și nenea Tache sunteți așa de buni prieteni că v-ați zidit și casele alături și le-ați făcut la fel, poate să ne mai despartă faptul că eu sunt evreică și el e român? De ce? Eu fac cu picul Tache? Papa, mă faci să plâng și să știi care să-ți pară rău. Fii bun. Fii așa cum te știu că ești în adâncul inimii tale. Fii bun și înțelegător și iubitor. Nu-ți aduce fata să-și piardă mintea. Ai plânge mult. Mult, papa. Hai, spune o vorbă. Uite, sunt în stare, știi bine? E trenul la doi pași de noi și... Îl trag mi de tren! Glumesc, papa! Ce vrei să glumești cu el? Ei bine, să știi că nu glumesc, papa. Te rog să nu mai vorbești ca maică ta, că mă supăr foc, tu știi! Ține la dragul din tren, că toată viața m-a chinuit! Și așa o linie păcătoasă, treci tren după tren! Ba, să zic că nu vrei să răspunzi. Lasă-mă pace! Dacă-mi place că mă duc și mă îmbrac. Ascultă, să știi că dacă mă silesc să-ți răspund, încerc să-ți vorbesc și eu de tren. Hai, Tache, să te plângi. Plângeau amândoi. Și eu nu plâng. Noi am crescut strâmb, ori ei. Nu mai știu nimic. Acum ce facem? Nu știu. Sunt amețită de toate astea. Am venit așa de veselă, cu inima așa de plină și deodată mă simt înfrântă. Trebuie să vie de undeva ceva. Nu știu ce. O minune. Ana, vreau să ai un pic de încredere în mine. Da. Uite-l pe Moș Cadâr. Ai auzit, Moș Cadâr? Ei, sara voi, copii. Și acum ce facem noi? Spune-mi. Nu știm. Gândește. Cu dragoste la Ana, Anichi, gândește. La copil la el așa drag este. Ana, Anichi, nu plângem. Ana, Anichi, așteptă. Ce să mai aștept, Moș Cadâr? Mă duc în casă, Ionel. Tu, Ionel, bun la Ana, Anichi, suntem și azi și mâini și când bateriile este. Iubim tu la el mult, Ionel. Nu facem, Ana, Anichi, plângem. Moș Cadâr, așa bătrân. Ionel, mult rugam. Bine, Moș Cadâr, n-ai grijă. Atât am și eu pe lume, pe Ana. Bun este, Ionel, bun. Dar ce? Mi s-a părut că uite cineva plângând, cine plânge? Să vedi că Ana Anichi. Și mă rog, de ce plânge? De ce trebuie să plângă? Pata asta parcă-i maică-sa. Ianche. Așa un inorocit pe capul meu, Tache! Tache! Ianche, vrei. Du-te, mă rog, ție și vezi și cu fetița mea. Du-te, spune să nu mai plângă. Mă rog, ce poftești? Să pornesc și eu? Mă, Ionel, mă, de ce sunteți voi așa niște oameni și nu pricepeți, mă? Ce vreți, mă? Adică ți închipui tu că așa o inimă de câine a mea să zic nu dacă aș putea să zic da? Și ce crezi că vrei să ne norocesc copila? Nu vreau să o văd fericită? Și pe tine nu te iubesc? Poți să spui tu că nu te iubesc? Că te cunosc de cât de remititor? Cum să nu ți-o dau? Dacă nu pot, dar nu pot, dacă nu pot. Dacă nu mă las alții să pot.
masa liniștită. Acum cântă. Cânt. Și asta înseamnă la tine că s-a liniștit. Eu mă duc la Ana. Asta e fata măsii. Cântă, se gândește la tren. Ce facem acum? Mă știu eu. Ia uzi, nu mai cântă. Nu mai cântă, Ana. Ei, că dă, spune brești tu o vorbă. Tu ești deștept câteodată. Dă-ne un sfat. Ei, Anchibri, sfat ușor, dar îmi cadă. Hai, spune. Iau, iar cânt, iau. Frumos cântă, cu lacrima cântă. Ia închi, ascultă-m. Și ea bine cântam. Ionel frumos cântam. Și unul pentru altul este. Ei, dar vezi, ea cântă din pian, el cântă din gură. Ala tot la fel este, mi-a ghibri. Români, evrei, că la fel este dacă la fel cântam. De câteva zile de când am venit, n-am dormit nicio noapte. Aș vrea să se termine cu chinurile astea, fără niciun folos. Ana, Anichi, nu vorbim asta vorba. Tânăr este, frumos este. Am slăbit și m-am ofilit zilele astea de parcă am zăcut de o boală. N-am avut noroc, Moș Cader, asta. Cader la ala suple dureri mare avem când, Ana, Anichi, să labim și plângem. Ca viața de la el iubește-mi la voi. Gândim și așteptam, Ana, Anichi. Așteptăm, Moș Cader, trebuie să așteptăm, fiindcă n-avem nimic altceva de făcut. Ana, Anichi, Moș Cader, bine gândit, cantarit bine. Ma, voi trebuie plecăm, repede plecăm, în lume plecăm. Cader, Cader, urei, vorbește-mi cu Baterin. Dar dacă el nu se legem, voi plecăm. Alta nu făcut. Na, bine, Moș Cader, ne-am gândit și noi la asta, vrem să plecăm. Ei, ei, asta bun este, asta înțelept este. Da, dar cum și cu ce bani? N-avem nimic. Ana, Anichi, eu dai la voi tot ce ai. Îți mulțumim, Moș Cader, dar nu ne gândim noi să luăm de la dumneata. Bă, luăm? Ce Moș Cader, dar trebuie luăm. Ce bun ești, Moș Cader. Nu banii dumitale, inima dumitale trebuie să ne dai. Ce bun tovarăș ne-ai fi în viață. Da, deocamdată nu poate fi vorba de asta. Să vedem ce face Ionel și dacă îi sputește să facă. Uite-l că vine. Ionel, n-ai făcut nimic nici acum? Hm? Ce să fac? Nu mai ai nicio speranță de nicăieri? E, Ionel, asta bani, uite, Moș Cader, dam. Așa, voi trebuie plecăm asta, seara plecăm, cu ala tren fiujim. Dar nu se poate, Moș Cader. Ala bani pusim, Moș Cader. Pe urma alta bani trimite. Cader, bătălui niștem, vindem tot și la Ana trimitem. Asta suflet doare la el când Ana plângem. La Cader, voi copii este. Moș Cader, nu se poate. Nu pot să-mi încep viața așa, lăsând pe drumuri un om bătrân ca dumneata. Ai, dar nu, asta bani Cadir înapoi nu primește. Asta Cadir pentru Ana Anichi a donat. Pentru nunta de la Ana Anichi pastrat. Pentru asta pastrat la Ana Anichi dat. Moș Cader, nu putem pleca așa. Cadir, bani înapoi nu luăm. Cadir acum la el acasă plecăm. Vorbește la ala tata bătrân. Voi așteptam, el vorbește. Urmă, la voi spunem ce credem. El crede după masa veste bună, Adam. Așteptam, așteptam, eu plecam. Oh, bietul Moș Cader. Și el își mai închipuie că poate schimba drumul lucrurilor cu cei 2000 de lei. E înduioșător. Trebuie să așteptăm încă puțin. Să așteptăm. Vorba lui Moș Cader, să așteptăm. Șt. Bine, tatăl tău, ștergeți ochii. Gata, mi-am șters. Bună seara, nene Ianche. Bună seara. Putem să mâncăm, Ana? Da, cred că da. Mă duc să văd. Ce era plus, ce mai este? Nimic. Așa nimic care plânge, eu nu-l înțeleg. Dar tu de ce nu-i spui să nu mai plângă? Crezi că nu-i spun? Și de ce nu te ascultă dacă îi spui? Da, da, masa, papa. Stai să vie și tache. Tache! Da! Da!
poftă mare, Ianche. N-auzi, măi, frate, poftă mare. Mulțumesc, Asene. Ai tras în planele? Ce mai întreb degeaba? Nu întreb degeaba, întreb să răspunzi. L-ai tras? De 20 de ani am scos sufletul cu obloanele astea. Da, că e mai bine. Tot nu face paralel. Mai bine așa decât să scoată hoții marfa din prăvălie. Măi, Ianche. Ce poftești? Eu nu poftesc nimic. Dar vreau să știu dacă nu poftești tu din tocada asta. Știu că-ți place grozav. Mă, păcătoasul, iar vrei să mănânci tu cu umplută. Nu spune minciuni, vezi că toată poftești? Haide, farfurii cu acest. Nu, Ianche, eu nu... Taci din gură, că acum mă supăr și cât pe cuvânt și are să-ți pare rău. Ana, pune și lui o bucățică să guste. Da, papa. Dar pune o bucățică mai mare, să guste bine. Ce vrei, să n-aibă timp să vadă că-i bun? Mulțumesc. Partă sănătos. Dar ce tocan n-o dai? Nu știi că nu dau pe datorii? Uite aici, tată. Vezi, mă... Nu văd gust. Și-ți place? Deloc. Așa de ieftin nu vând. Ce mai e acolo? Niște sarmale de purcel. Cu varză. Cumva. Atunci de încoace. Poptim, Ana. Da. Plăcintă nu vrei? Nu. Și dacă vrei o doi colțunași, ce are să fii? Am să ți-i dau. Și bine să faci. Altceva mai poptești? Dar ce crezi că am să mănânc toată mâncarea care ți-a rămas ție? Uite-ți vând două mere pe doi struguri ca să nu zici că sunt omrău și te rog să mă lași în pace. Dar eu nu înțeleg, papa, de ce nu facem masa la oaltă? Ce vorbești așa o prostie? Evreul să mănânce la masa lui evreiască și românul la masa lui românească. Eu ne l-ai mâncat? Da. Stai, mă, băiatule, de mănâncă. De când n-ai venit acasă, nu mănânci nimic. Păi dacă nu am poftă de nimic, tată. Bine, mă, băiatule, dar și fără poftă trebuie să mănânci, că slăbești. Eu aș vrea să am poftă, tată. Are dreptate, Zoașa, ai slăbit teribil. Ce ai să zici, că erai un flăcău ca floare, așa că uite-te. Haide, Ana. Unde vă duceți? Aici, pe bancă. La tren. Băi, copiii ăștia plâng toată ziua și tu faci asta. Dar ce vrei să fac, să plâng? Noi nu mai pot să plâng. Am plâns destul și mai rău a fost. Eu dacă nu vorbesc, mă otrăvesc. Știu că nu fac bine, dar ce să fac? Știi tu ce a fost la mine în prăvălie? Și la mine a fost tot așa. Ei, și... Cum ei și? M-au nebunit. Cumpără de 5 parale și te întreabă de 5 lei. Dacă mai fi și mâine așa, poi mâine mă pun în vânzare ca placă de gramofon. De ce răspuns? De ce vrei să fac dacă mă întreabă? Păi fă ca mine, nu răspunde, e mai ușor. Mai ușor să tac. Pentru mine e mai ușor să vorbesc decât să tac. Apoi atunci nu te mai plânge. Mai ție-ți vine mai ușor că ești proaspăt din afară, dar ești deștept dinăuntru. Dar eu îți deștept din afară și uite pe Gădăr care e deștept dinăuntru. Voi ce facem, bre? Stam. Na, cu copiii ce facem? Asta mare durere, bre. Aici la casă voi liniște ciubuc, dragim. Dar copiii acolo stam și plângem. Păi știam eu, nu ți-am spus? Plâng și stau la tren. Noroc că nu mai trece decât un tren până mâine dimineață. Ianche, bre, păcat mare facem. Ana, Anichi, tot la ziua plângem. Asta a plâns. Samânța la ala oftică este. Taci din gură, tate. Ce poftesc să fac? Dai la el voi. Calcam la inimă odată. Ma, voi estem cum casa de la voi estem. Numai afară de la ulița altfel obsit estem. Aici la înăuntru. La fel de tot estem. Brianche. Frica gura de la lume, uim. Dar nu-i vorba numai de lume, mai. Atunci care frica este? La urmă urmei, ce tot mă întrebea și un judecător? Mă, ia închebri, ascultă-mă. Dacă Ana, fata de la tine, nu fost, dacă nevoasta a făcut Ana și nu i-a fost tata, ea nu mai vorbi degeaba, mă. Ia închebri, ascultă tu, mă, uite. Zicem așa. Tache mort este. Și Cadâr venit aici cu Ianche, așa a spus. Ianche, bre, Ana, fata de la Tache este, nu fata de la tine. Ce-și nebun? Ianche, nevasta al tău frumos ca soarele fost. Tache frumos fost. Tu urât fost. Da, mă, lingură. Nevasta al tău iubit Tache. Vorbești așa niște prostii că-ți vine să turbezi. Or să mor de râs. Nu, ia uite ce vorbesc. Nu, nu, râdem, Ianche. Răspunde. Dar nu răspunde loc.
La vașei doțeni nu răspund. Ianchi, ascultă-mă. Tu plecat. Armata v-a făcut. Nevastă singur lăsat. Aici, tache singur, fost cu nevasta altă. Haide, nu întinde gluma, Cadăr, că mă supere. Ia stai, te rog, lasă să vorbească, că e vorba de mine. Mi se pare că e mai mult vorba de mine, nu? Și mă rog, de ce te superi? Ai vreun interes să nu vorbească? Dar n-are decât să vorbească, poftim. Mersi! Ei, Cadăr, acu' zi mai departe. Când a dat voie Boiris să vorbim de nevastă mea. Tu ești mai nebun ca el. Treaba voastră, vorbiți ce vreți. Tocmai asta vrem. Spune, Cadăr. Și ce-a fost când am fost eu în armată? Că e adevărat, tu nu erai însurat și Cadăr era aici. Hei, și ce-s vorbele astea? Ce dacă era aici? Ți poftesc să nu țipi? Ori îl las să vorbească, ori înțeleg tot și atunci vreau dracului cu fată cu tot. Bine, mă, Cadăr, ce naiba s-a trecut prin cap, măi? Cadăr, te rog să-mi spui ce știi, că tu trebuie să știi ceva. Liniștește-mi, Anghevri. Cadăr, nu știm nimic. Atunci și bănuiești. Cadăr, nu bănuiești nimic. Atunci de ce spui tot ce spui că a fost ceva, că a fost... E, Cadăr, nu-i spui că a fost. Dar poți să juri tu că n-a fost nimic? Ei, asta nu e închebre. Asta numai tachii putem spune. Bine, mă, Iancă, se poate să crezi tu așa ceva. Nu așa, nu mă lua pe mine așa, te rog. Te rog să juri. Poftim, jur. Și chiar dacă a fost ceva, tu tot ai să juri? Mă, Iancă, uite-te aici în ochii mei. Mă uit cu 30 de ani de prietenie. Înțelegi tu? Să mă trăznească de adevărat o vorbă. De, și chiar dacă ar fi fata lui, tot nu se poate mărita cu el, că e soră păcătosului, ia ca așa. Da, Ianghebre, da. Și eu fost tânăr. Ce, acum tu? Nu cu nevasta al tău, cu nevasta al lui Tache. Acum te rog să nu faci cu mine joaca pe care ai făcut-o cu Iang, te rog. Dar ce, tu crezi că asta o face cu tine? Tot cu mine o face. Asta vrea să dovedească chiar fata, dacă ar fi a ta, Ionel ar putea să o iei. Dar fata nu e a mea, mă. Dar de unde vrei să știu că e a mea? Poți tu să jur? Vezi ce idee poate să vrei în capul unui om în ticul de turc? Lasă-mi fata luat, Ionel. Breianche, bre. Cadir, iubește-mi la voi. Ca viața lui iubește-mi. Hai, facem la ei bucurie mare, hai. Ce zici, Taghi? Da, cu ce să zic? Aș fi bucuros să limpezim lucrurile. Da, ce te faci cu Mahalaua? Ce o să zică Mahalaua? Parcă văd că pățești și-a pățit păcătosul de Herșcu. Nu mai pica nicio găscăcioară în prăvălie la el. Toți stârgă iau de alături. Să ajung la faliment ca eu? Și asta e adevărat. Mă, în Mahalaua asta numai voi doi negustori suntem. Altul nu venim. Român dacă supăra la Tache, de la Anchi cumpăram. Evrei, dacă supăra la Iachim, de la Tache cumpăram. Socoteala tot rămânem. Dar asta poate nu-mi convine mie. De ce, mă, Iachim? Eu știu că ovreii mei or să cumpere de la tine, că sunt semnoși. Dar cine-mi garantează mie că românii or să cumpere toți de la mine? Mă, ascultă-mă. Voi la fel că câștigat până la azi. Adevărat? Da. Atunci o singură pravălie au avut și amândoi la jumătate aud. Asta e foarte bine. Așa, da. Știi cât ești Cadăr? Tot vreau noi să facem asociație. Atunci spargem zidul de la mijloc. Că e foarte subțire și nu costă nimic. Rafturile sunt vopsite la fel. Și tot trebuie să vopsim casele albe cum vor copiii. Vezi, bă, ce bine a gândit Ana. Că trebuie să vopsim casele la fel. Și iese un magazin frumos. Ca în centru, mă rog, nu suntem lângă podul pescării. Și deasupra o firmă mare. Așa, cu niște litere. Ne spune copiii cum. Da. Tache și Ianche. Nu, Ianche și Tache. Nu, așa cum am spus eu, Tache și Ianche. Eu întâi că-s mai bătrân. Dar ce mă privește pe mine bătrâneța ta? Asta-i firmă, ce iar de naștere la primărie cu el. Asta-i comerț și în comerț eu am început întâi. Da, dar prăvălia tot eu am avut-o întâi. Ei, și la urma urmei eu sunt negustor bun și tu ești negustor prost. Da. Apoi dacă e așa, nu mai face tovărășie cu mine și gata. Dar de ce te superi degeaba, domnule? De ce te superi? Eu tot am să fac, dar pe fiecare să fie Iancă și Tache. Da. Uite să lăsăm copiii să hotărăscă. Ia, lasam copiii asta tot acolo, este îmbreta pe dus. Ionel vrei Iancă și Tache, Ana vrei Tache și Iancă. Bine, dar vorba-i ce facem. Ascultă, Cadăr, bine gândit. Facem ala mica hardiuța, haide așa, luăm. Și scrim acolo, scrim Tache, Iancă. Așa, bagam asta, mica hardiuța, la fes. Cadăr scuturi, Cadăr trage, nu? Poftim, hai și așa, vrei? Da, fii și așa. Trage-mă, uite. Așa, Tache.
E bun, și acum încă o dată. De ce? Gata. De ce gata? Ia nu m-a luat pe mine așa. N-a fost vorba de trei ori și vrei să mă faci mincinos? Hai, hai de trei ori. Așa, așa, așa. Ianche. E, vezi așa, acum mai bun, v-a să zic că Ianche și Tachel. Ești nebun. De ce nebun? N-a hotărât că întâia oră n-a fost bun? Ce faci așa niște ori? Dacă te-ai remolit și nu mai știi ce spui, te privește. Hai și a trei oară. E, hai, să nu zici că nu vreau eu. Facem a trei oară, mă. Tachel. Na, nu se poate. Să știi că a fost o greșeală. Ia că atunci vezi numai e unul. Ia uite. Ia uite. Mai așa niște oameni serioși ca noi se joacă în hârtiuțe cu cadăr. Parcă scoatem bilete de papagal. Las, ne odinim bine și mâine dimineață facem încă o dată, poate este mai adevărat. Mă miram eu să fii și tu serios odată. Ce vrei? Am învățat o vorbă de la tata, vorbă mare. Și când e nenorocire e o persoană foarte delicată și foarte pretențioasă. Când dă de un om supărat și încruntat îndată, zice poftim. Când dă de unul vesel, zice pardon, am greșit, se duce la altul. Uite că vine. Cine? Nenorocire, baba Safta. E cum să nu râzi? Și să vezi că se duce la altul. Seara, domn Tache, la dumneata am venit. Nu ți-a spus ea? Și ce vrei de la mine? Apoi, avem ceva de vorbit. Mă rog, dacă e nevoie, pot să sursesc urgent. Lasă, stăm noi de vorbă aici deoparte și n-ascultă nimeni. Mă rog, cum vrei dumneata. Of, lasă-mă să stau pe prispa asta și să-mi trag sufletul. Ce-ai nebunit, babu? Vrei să trag sufletul pe prispa la mine? Apoi dumneata, și când ai să mori, ai să râzi. Te pomenești că se supără, se duce la alta. Da, dar se mai întoarce. N-avea dumneata grijă și-o pâne. Uite, dacă te învârtești pe lângă dânsa, cum îi știi obiceiurile? Iasă, acu termină și tu că femeia a venit cu treaba aici. Lasă-o să spui ce are de spus. Spune, babu. Să spun, dar nu știu cum ciurilor să încep, mică te-i supăra. Dar de ce e vorbă, babă Saftă? Ia, de flăcăul dumitale și de fata șupânului. E adevărat? Ce să fie adevărat? Cum să se ia? Cine ți-a spus asta? Păi s-a auzit. Și românii noștri îți tare supărați, maică. Așa să știi dumneata. E mare păcat, domn Tache, să nu le dai cumva voie. Și mă rog, ce poftește lumea de la mine, babă? Parcă dumneata nu știi. Am auzit că vrei să-i dai voie flăcăului. Și oamenii s-au vorbit să nu mai cumpere nimic de la dumneata, nimic. Dacă se întâmplă una ca asta. Foarte bine, o să cumpere de la mine, pierde ceva? Păi dumneata nu, dar pierde el, maică, și-i păcat. Păi cum are să facă una ca asta? Să-și nenorocească frumusețe de băiat? Dar ce, băiatul lui nu-i de nasul fetei mele? Și acum ce te legi de băiat? De aia ce se leagă de fată, mai? Da, acum nu-i vorba de fata ta, acum e vorba de mine. Lasă-mă în pace cu fata ta cu tot. Du-te, mă, tu și spune la toată lumea că nu dau fata și gata. Păi nu dai? Nu, da. Ce ți-am cerut-o eu? Dar ce, mă rog, ți-am vrut-o eu pe gât? L-am tras pe plământul de mânică, lasă-mă pace cu el. Nici nu mai vreau să mai aud el, am terminat. Așa? Apoi dacă așa, am terminat și eu, scurt. Foarte bine. Așa. Bun, v-a să zic că nu-i dai voie. Dar cine a spus că-i dau voie? V-a să zic că spui serios că nu dai voie. Spun ce-mi place. Ascultă, babă. Da. Să mă lase lumea aceea în pace, auzi? N-am nevoie de pețitoare. Vai, dar cine a spus, maică? Te rog să mă lași în pace, că-ți cunosc și măselile din gură. Apoi îmi pare rău și pune să vorbești așa. Eu îmi trude sufletul ca să fac cum e bine și dumneavoastră vă bateți joc, că la urma urmii nu-s copiii mei. Uite că a băgat de seama. Da, dar nici ai dumneavoastră nu-s. Ce? Apoi chiar așa. Că dacă îi lăsa să se nenorocească, are să aibă dreptate lumea să spuie că nu v-ați purta cum se poartă omul cu copilul lui. Bună seara! Bună seara! Ce? Și asta începe, măi! Mă, Tachi, n-au ce spune? Ce, acolo să înceapă toată lumea? Și eu o să devină? Împăratul Franța o să fie divină! Tașca o furculiță fără dinți și are să crede toată lumea că te-a cu coarne eu. Mă, multe prostii ai spus tu în viața ta. Eu le-am spus, dar mi se pare că tu le-ai și făcut. Îți turie gura ca la o moară stricată și nu-ți dai seama ce buclucuri ne așteaptă. Nu ne așteaptă niciun bucluc. Ce să ne aștepte? Și chiar dacă ne așteaptă buclucuri, ce eu sunt de vină? Dar cine e de vină, eu? Dar cine eu? Ai vrut să facem negusturi alături, nu zice faliment prima ieșit. Apoi da, că eu îți devină că ai făcut fete. Dar vede că să faci tu dacă aveai și aude știptăciune. Vezi că eu am apucat să fac băiat. De ce te-ai grăbit? E
du-te și lasă-mă în pace. Am să mă duc. Să crezi tu că am să mă duc. Dacă mă faci tu pe mine de vinit tot ce s-a gândat, atunci mă duc și gata. Cu față cu tot mă duc, așa să știi tu. Sunt un omblu sănătos. N-am să mă omor eu din pricina fetei tale. Da, așa să am eu bine, dacă să mă spun din pricina bratului tău. Dar nu te rogă nimeni. Dar chiar să rogi. Mă jur că las tot ce prăvălie și casă și mă duc pe lume. Foarte bine. Am să cumpăr eu mai ieftin. După 30 de ani vrea să pleci. Vrea să lasă prăvălie și casă și pe mine să pleci. Foarte comod. În caz să mă tai și pe mine bucătărie, stai făcut la casă și gata. Așa un prieten din am nevoie, ce crezi? Pentru 300 armare pot să fac și eu 300 armare. La urmă urmii, ce crezi că am să mor? N-am să mor. Dacă așa un prieten ai tu pentru mine și poți să mă las singur, foarte bine. Am să mor fără prieten. Ce te privești? N-am nevoie și gata de așa un prieten ca tine. Ei, poftim, acum vine lini, vine nenorocirea. Eram sigur, acum eu supărat, vine la mine. Vine la mine, așa? Ei, și de ce să nu vin la tine? Asta zic și eu, hai vorbesc. Am să vorbesc. Bine, faci de vorbește mă repede ca să scap. Te rog să fii serios. Nici acum nu serios. Măi, Ilie, tu ești om deștept. Spune și tu, așa un prieten ca ta chepa să plece să mă lase singur tot. Pleacă, mă. Dacă avea de când să plece să mă lase, n-avea de când să mă lase când eram tânăr. Nu acum când am ajuns așa un măgar pe toți care plânge ca oaie. Măi. Dacă nu vrea să dea băiat, n-are decât să nu dea, ci... Dar dacă vrea să îi dau fată, eu dau, mă, dacă îi se iubesc, eu dau. Toată lumea știe că fata ta și cu ștrul al meu erau făcuți unul pentru altul. Dacă dai fată, ai să recoltezi așa un mic faliment sigur, că nu mai cumpără nimeni de la tine. Acum înțeleg ce șuruburi pui tu aici. Ce? Și crezi că n-am aflat cine gustorie învârtești tu pe zeveincă? Ce, mă? De când a venit fata până acum? Și pe baba safta cine a trimis-o? Ce crezi că n-am știut că tot o ai trimis-o? Ai noroc că nu porc câini în ogradă, că te-ai dat afară cu câini, auzi tu păcătosule, cu câini. Așa o politețe tu în vorbă, mai. Te poftesc să nu mă faci să arăt ce politețe am pentru tine, că pe urmă erau, să știi. În partea mea, faci ce poftești. Și eu aș face ca tine, mai. Dar ce-s eu de vină dacă nevastă mea e așa cu ambiții la fata ta? Faci ce poftești, mai. Cum să fac ce poftești? Când mi-ai zis că m-au luat în cap. Eu cu ce trăiesc? Copii cu ce hrănesc? Am muncit o viață întreagă să ajung la bătrânețe, să dau faliment? E bine, n-am să mări fata. Poftim. Poate că și eu aș face la fel dacă aș fi locul tău. Fă ce poftești, mă, dacă e fata ta. Dar ce să nu fie fata mea? Mă rog, n-a decât să fie. Ce mă privește pe mine, măi? Poftim că a început și el. Dar ce vezi cu mine pe ziua de azi, mă, vreți să mă nebuniți? Mă rog, e fata mea, nu e fata mea? Pe ce trebuie așa ca un prost? Dacă nu știi tu, de unde vrei să știu eu? Dar de unde vrei să știu? Poftim, și să vezi că toată Malaua vorbește ca ea. Dar dă o naibii de mahala, ce-ți pasă de ce vorbește Malaua? Dar cum să nu-mi pese, cum să nu-mi pese? Că atunci, oricum aș face tot din orice. Dacă nu o mărit cu Ionel, înseamnă că e a mea și o mor. Dacă o mărit, înseamnă că nu e a mea și mor eu. Și uite cine mi-a dus cine norocir în casă. Uite, dragi păcătos! Drag, dobitocul ăsta și de la rugă! Ia te supăra, mai, ia! Nu m-am supărat, am nebunit! Voi m-ați nebunit! Și acum te poftesc imediat să pleci de aici, că stric o masă pe tine! Stai că plec, stai, mă, poftim, plec! Mă duc aici, doamne. Am să nebunesc, Cadere, am să nebunesc. Și dacă e vorba că tot trebuie să nebunesc, cel puțin să nebunesc cu folos. Am să dau fată. Eu dau. Acum s-a terminat. Îi întorc și gata. Ianchi, bre, Cadere bine gândit și scapare bun găsit. Voi trebuie copii la să-mi fugim de parte voi. Banda de la ei. Ei fugiți sus la tren, puf, 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 voi nimic știut. La lume spus, voi nu dat, dar copiii singuri, fără voie, plecat. Asta e o idee bună, e așa o idee bună. Ce facem cu Tache? A spus că nu mai vrea el. Ei, Anghebre, Tache nu vrei. Tache nu vrut de la capăt. El nu vrei, faci fericit la copil. Dar ce vrea să-și norocească copilul? Cum să facă el așa o treabă ca asta? Ce nu-i copilul lui? Ionel, ascultă-mi, Anghebre, Ionel nu copil de la Tache este. Ce spui? Ianche, frate, ascultă-mi, Cadăr, îl spunem acum lucru, taina mare. Ionel copil de la Cadăr este. Ce vorbe? Ei, Anghe. Săracul Tache. Așa o surpriză pentru el? El nu știm. El nu trebuie știm, Ianche. Ianche, juram la Tache, nu-i spunem.
Cum ai putut să faci așa un lucru, bre, Cadr? Ianghe, bre, ce vrem, Cadr tânăr fost, nevasta de la Tache tânăr fost, singura zmine rămas, inima, Ianghe, bre, inima păcatos, păcat făcut. Asta adevărat este. Tache, la Ionel nu mult iubeștem, el bani de fuga nu dam. Dăm noi, Ianghe, bre, dăm noi. Prumută la mine 20.000 lei. Ce-ți faci cu ei? Ei, Cadr, dai la Ionel copil de la el. Cadr, n-ai bani. Dacă dăr municiștim, tot la viață municiștim. La Ianche înapoi dam. Ce să te împrumut pe tine, bă? Lasă că am eu grijă să dau feticii, că-s când am să dau ce eu sunt tachi, săracul tachi. Ianche, bă. El îmi pare rău să știi. Hei, mă duc să aduc banii să-i dau feti. Ianche, bă, Ianche, bă. Și tot la el dai și pentru Cadr. Spune-mi asta de la Cadr pentru Ionel. Eu chemam Ana, apoi pe clecam acasă. Da, Ghebre! Da, Ghebre, unde este? Ce? Vino afară, mă! Da. Cadr, vrei vorbim ceva la tine? Ce? Da, Ghebre, ascultam. Da. Ala copii trebuie fugim. Cu tren acum fugim. Așa, așa m-am gândit și eu. Așa. Zicem că n-am vrut să-i căsătorim și au fugit. Da, Ghebre, ascultă-mă, eu acum zicem mare taină. Fata de la Ianche, de la Cadr ești. Săracul Ianche. Mă, și el știe? Da, 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 el bănuiește numai. Așa că ajutăm copii, fugim. Astăzi fugim. Prumuta la mine 20.000 lei, dai la Ana. Hai că iesă Ianche din casă. Hai la mine, hai la mine să vorbim. Mergem. Ana? Da, papa? Uite ce ia banii ăștia. Papa, te sărut. Iată, cum se cunoaște că ești fata maică-ți. Cum ai văzut un pachet de bani, cum ai ieșit să redegăți. Vino să te sărut. Du-te, să fă bagaje. Dar să nu vă arăt tachi. Te las să pleci, ca să fii tu fericită. Și să nu mai plângi. Și să nu te mai gândești la tren. Bine. Fugiți fără să afli, tachi. Am să fac eu așa, că nici n-are să-i pare rău când o să-i spun ce am aflat, că ce am aflat. Da. Și uite, ei să-i dai lui Ionel bani ăștia de la Cadr. Acum, du-te și fă geamantalele repede. Ți le-am pregătit eu. Că eu sunt tatăl tău, nu-i așa? Și să ieșiți pe din față, că am deschis oblon. Și să fii fericită. Te gândești că-s bătrân și păcătos și că te iubesc, că ești fata mea. Și du-te și lasă o scrisoare, că ai fugit. Asta e așa un fel de certificat. Și în colț v-am oprit o trăsură ca să vă duceți la tren. Acum puteți să vă duceți la tren. Te sărut, papa. Și dobitocura de tache stă în casă. Să vezi că încurcă locurile și nu pot copiii să fugă. Și n-au decât un sfert de ceas. Tache! Tache! Ce? Băi, tache, băi, ce stai în casă? Ce? Așa o vreme nu-i cald în casă. Ba da, am și nădușit. Cadr, unde-i? De? S-a dus acasă la el să se culce. Na? Lui ce-i pasă? El n-are copii. Păi n-are. Oricum, au crescut pe lângă el, parcă ar fi puțin tăl și copiii lui. Da, da, ai dreptate. Ce? Ce ți s-a părut? A urmit, o trăsură s-a depărtat. Da, da. Uite că nu se mai aude. Nu se mai aude, da. S-o fi ducând la gară? Te pomenești așa. Bine, n-ar avea unde să ducă la ora asta. Acum trece și trenul. În câteva minute. Gata, se liniștește. Se liniștește. Tachi, tachi, ia Ghebre! Ia Ghebre, intră, le-n copii, mă! Unde? Cum vreau intră? Apar la trăsuri, încolo, pe decât. E asta scrisori dat la tine, Ianche, la tine, tachi. Ia uite, Ionne! Ia! Cine noruțere? Ce grosăvie! Cine noruțere? Grosăvie! A făcut copii! Da, au scrisit! A făcut copii! Ce să faci? Ce să mai faci? Acum ce să facem? Ce să facem? Dacă ne-am duce după ei la gară, să ne ducem după ei la gară. Stai! Da. Trece trenul. Ia, uite. Uite cum. Ei trebuie să fie. Făsâncu, Batista, măi, făsâncu. Ei sunt Ana! Ionel.
De ce n-au răspuns, băi? Nu știu. Poate că nu ne-au văzut. Așa de repede? Așa se uită. Nu se poate, mai. S-au dus. Lasă-mi, bre, nu mai plângem, bre. Copiii torcem fericit. Și voi fericit, și ei fericit, și eu fericit. Și tu? Mă, frate, acum că au plecat copiii, să dăm cărțile pe față cu Cadâr. Asta vreau și eu să spun. Copilul îl iubești nu numai pentru că l-ai făcut. Îl iubești și când l-ai crescut și l-ai îngrijit, așa că asta nu schimbă mare lucru. Foarte adevărat. Și noi n-am făcut datorie. Dar Cadâr nu și-a făcut-o. Și nu și-a făcut nici datorie de prieteni. Nu știu cum v-a să zic că știi. Asta vreau să spun, dar eu credeam că tu nu știi. E, cum să nu știu? De ce nu mi-ai spus și mie mai? Și ce ai zis când ai aflat? Ce să mai zic? Dar un lucru tot am zis. Asta nu-i prietenie, măi frate. Foarte adevărat. Eu unul, fiindcă copiii au plecat, eu pe Cadâr nu-l mai cunosc. Nici eu. Așa încât Cadâr, de acum încolo, te-am șterg din inima mea. Și nici bună ziua nu-ți mai dau. Rămâi sănătos. Tot Cadâr palatește-mi. Te duci să mănânci? Nu, n-am poftă. Poate că o ia ceva în gură mai târziu. Nu-i nimic, faci economie. Și eu fac economie și siluet, așa-i modern. Frumos, bine. Cine? Trenul. Uite trenul. Foarte frumos când vine. Și se face mare și crește. Și așa ca un flăcău vesel. Și lasă așa o mărăciune pe inimă când pleacă și se face mic și intră în pământ. S-a dus. Nu se mai vede. De câteva vreme mă trezesc noaptea la fiecare tren și aud cum vine și vine și vine și vine. Spermă cum se duce și se duce și se duce și se duce. Așa o civilizație care nu te lasă să dormi. Parcă nu mai cred. Și când aud un pas pe stradă, tot mi se pare că... Nu e așa și mie? Și ce vrei? Bătrânețe și singurătate. Ai. Ce să-i faci? Nu poți să ții pe nimeni în lanț. Pe cine să ții în lanț? Chiar și pe Cadâr. De ce să-l ții în lanț? Așa unul ca el când era tânăr trebuie să-l ții în lanț. Uite că vine trenul. Ai văzut ceva? Ce se văd? Trenul. Mi se păruse. A, și mie. N-a fost. N-a. Hai, mai fumează o țigară. Mulțumesc. Tinerețe. Și dragoste și ce să-i faci? Viața e ca un automobil. Mergi cu așa o viteză că de te uiți înapoi măcar o dată, îndată dai bună ziua cu stâlpul telegraf. Noi trebuie să fim niște... Măi, Ianche, tu știi că eu sunt un om tare. Nu mă dau o bătut cu una, cu două. Da, degeaba. Când vine Gavril cu poșta și mă întinde scrisorile, mă topesc. Nici nu știu cum să le citesc. Hai că eu ce cusuram. Uite, stau pe colțul tăjghele și le citesc scrisorile toată ziua. Și că azi n-am primit. Nici tu? Nu, nici. Și nu-ți închipui ce greu mi-a fost. Și ieri ce ți-a scris? Păi nu ți-am spus aseară. Ba, dar ce stică dacă mai spui odată? Că o duc bine, că afacerea aceea pe care au început-o merge strașnic. Că-s fericiți, că se iubesc. Ia, dă să văd și eu scrisoarea. Păi ce să vezi, nu ți-am spus? Ba da, oricum, alta-i vorba, alta-i scrisul. Parcă ești mai aproape de ei când citești. Asta e drept. Uite, asta e cea de la Brăila, asta e mai de mult de la Galați, asta de la Constanța. Se plimbă bine ca o parale. Chiar? Numai să le ajungă că prea mult nu cred să aibă pentru asemenea plimbări. Uite, asta e de la București. Tot la mașină scrisă. Da. Ce-au copiii ăștia cu scrisul la mașină?
Civilizație, civilizație, dar pre-civilizație pentru așa o scrisoare la părinți. E, ce te necăjești așa? De ce, de ce? Uite de ce. Până acum mi-a fost rușine să-ți arăt. Ce? E bine, poftim. Tot la mașină. Scrisoarea mea, tot la mașină. Bine, bine, știu și. Cum și? Nu vezi că-s tot scrisoarele acelea? Nelor pun două foi, trag două exemplare, scresc amândoi, pun la două plicuri. Așa o economie și la dragoste pre-modern, pre-civilizație. Așa e, domnule. Ai dreptate, aceleași scrisori. Dar a mea e primul exemplar și a ta a doua. Nu se poate. A mea e prima și a ta e... Ce vorbești prostii, mai? Nici una nu e prima. Ei, să știi că aveam așa niște copii moderni că primul exemplar îl pun la dosar. Ori îl trimit lui Cădăr. Să știi că și lui Cădăr îi trimit. Păi, așa și trebuie să fie. Nu-i și el părinte? Ai dreptate, ai dreptate. Și oricum... Ei n-au de ce să fie supărați pe Cadâr. Se și cade să-i scrie, nu-i așa? Mă rog, dacă zici și tu... Ia taci. Ce? Mai vine vreun tren? De ce mă întrebi pe mine, mă? Ce, eu sunt ceferea să le știu pe toate? Și de ce te-ai supărat așa? Dacă nu știi, nu spui și gata. E... Mai așteaptă să le învăț bine și am să le știu. De când au plecat copiii, învăț mereu mersul trenilor. Adevărat. Cum închidem prăvăriile? Aici o rezemă. Și într-o zi o să închidem de tot. De-o lună încoace număr clienții în fiecare zi. A lucrat bine, Ilie, a lucrat bine. Am să-i adresez felicitări. Nu, că baba Safta a avut vreun cusur. Azi n-a venit niciun client în prăvălie. Ce vorbești? La mine de-al altul iar. La Cadâr, dacă tot un kilogram de unde l-am deschis fabrică de sardele. Nu știu ce, toți se duc să le slujesc acolo. La mine așa un aer curaj și plăcut nu-i nimeni. Deocamdată văd că își plătește datoriile. Știi, îi dă mâna. De unde știi? Păi l-ai văzut când a venit? Păi cum era să nu-l văd dacă a venit la mine? La tine? Când? Ce te faci cunoștitor? La tine ori ai spus. Păi nu eu spuneam că a fost la mine. Așa? Da. Și la tine a avut datorii? Bravo, bine că a avut credit. Parcă tu nu i-ai fi dat. Pe cum să nu-i dau, mă? Dar spune cât. Nu te teme, nu m-am arăs că-i merge bine. Eu dacă nu te-ai supărat, tu aș fi în stare să vorbesc cu el și acum, păcătosul, că am ținut el ca la un frate. Și ce să mă supăr? Și mi-e era ca să te uiți tu urât. Altfel... Parcă eu mă supăr că face demer așa de bun? Că trebuie să facă ispravă bună de a putut să-mi plătească 20.000 de lei. Iată și mă rog, de ce tocmai așa o sumă rotundă? Ce-ai dat de mult? Pe că nu mai țin minte. Mă, tache, spunea drept, nu cumva e dat când au fugit copiii? Mă, nu țin minte, Ianchi, crede-mă. Mă, tache, tu ai așa o vorbă care mi lasă minciună că strici cu ea un depozit întreg de parfum. Bine, mă, omule, așa mă cunoști tu pe mine. Tocmai fiindcă te cunosc, știu că nu poți să spui minciună, dar tot le spui. Asta e ca și negustorie, faci prost, dar tot o faci. Eu te rog să spui adevărul. Mă, crede-mă, nu i-am ajutat eu să fugă. Dar nu-i vorba de asta, dar ia adună, mă rog, banii de la tine cu fugă copilor și cu prăvălia lui Cadăr. Mă, adică tu crezi că a deschis prăvălia cu banii de la mine? Dar nu-i vorba de asta, măi. Atunci de ce? Ei bine, am să rup sacul odată. Mă întreb de ce, de ce, de ce, ia că am să spun de ce. Fiindcă și eu i-am dat tot 20.000 de lei. Când? Ei, poftim, acum mă întreb tu pe mine când. Aici la mijloc cu combinație, că stă mintea în loc, doamne. Eu nu mai pricep nimic. Apoi dacă nu pricep eu, cum ai să pricep tu? Vă zic că e de bani când au fugit copiii. Nu știu, mă. Bine, bine, nu știi, nu știi, atunci știu eu, fiindcă tot atunci am dat și eu. Și de ce? Pentru că mi-a cerut. Atunci zice ce-a mai cerut și de la mine. Ai vezi, mă, cum te dai de gol ca un prost. Și ceea ce e teribil că am fost prost și eu. Ne-a tras Cădâr pe sfoară pe amândoi, pe amândoi. Cum ne-a tras pe sfoară? Acum n-ai să spui că nu te-a făcut să lași copiii să fugă, că și pe mine tot el m-a făcut să-i las. Mi-a spus că tu nu vrei să-i lași. Că nu vreau eu? Dar ce avem, mă, să nu vreau, măi? Ei, acum vezi combinația, vezi combinația. Dar atunci de ce a cerut bani de la tine? Cum de ce? A dat el pentru băiat, că eu te duse pentru fată. Pentru fată am dat eu. Cum era să dai după ce ești nebun? I-am dat lui Cadâr, pentru asta mi-a cerut împrumut. Dar de ce a dat Cadâr pentru fată? E, de ce? Întreg să pentru băiat. Dar de ce? De ce mai întrebi? Nu era datoria lui? Datoria lui era să dea pentru fată. De ce era datoria lui când era datoria mea? Stai că mă trec toate nedușelile. Tu doar știai, mă, știai. Știam, mă, ce știam? Ce țipi așa ca un nebun? Ce n-am vorbit? Știam de Ionel. Cum de Ionel, mă? Ce l-amesteci pe Ionel aici? Nu era vorba de Ana? Ce-i vorba de Ana? Ce-ar a face Cadâr cu Ana mea? Dar ce-ar a face Cadâr cu Ionel al meu? Ei bine, ești nebun și nu mai vorbesc. Văd eu că tu ești nebun. Am terminat. Eu nu înțeleg nimic. Păi nici eu. Dacă Ionel e băiatul lui. Și ești nebun, mă, cum băiatul lui?
Păi așa a spus Cadâr, mă. Nu e adevărat, mă. Cadâr a spus de Ana, nu de Ionel. Ce-i nebun, ce a spus de Ana? Că-i fata lui. Fata lui? Da. Ana? Da. Dar nu se poate. Dar așa ceva nu se poate. Ce? Dar ce e? Iar încep cu povestea? Dar ce vrea să mă duc la Baraboc? Să spui el că Ana-i fata lui? Îmi trebuie să-ți spui de Ionel, ce poftă. Ce să ieși din minți? Ce? Eu îl omor. Crezi că nu-l omor? Îl omor și eu. Eu îl omor în orice caz. Cadâr! Cadâr! Cadâr, vine în față de mine! Cadâr! Cadâr, vine aici! Cibri, tache, cibri! S-a dat pe față tot! Știm tot! Ce știu? Și ne-am îngrozit. N-ai fost prieten, Cadâr. N-ai fost un Cadâr. Tot ne-ai luat, tot! Cadâr nu vinovat. Dar cine-i vinovat? Noi? Pentru ce, mă rog? Că te-am primit în casă, că nu te-am sfârșit pe drumul de crap de foame? Și asta ți-a fost ție răsplata? Să ne iei nevestele? Nu adevărat. Cum nu-i adevărat, cum nu-i adevărat? Nu mi-ai spus mie că băiatul lui e băiatul tău? Nu mi-ai spus mie că fata lui e fata ta? Altfel voi nu lăsam copiii să plecăm. Ce interes ai avut să plece copiii? Că fără interes nu făceai tu negustoria asta. Taci înainte, că bine faci, taci. Voi nu lăsați Cadâr vorbește, mă. Dar de ce să mai vorbești? Nici nu mai trebuie să vorbești. Poți să-mi spui mie de ce luau bani și de la tate și de la mine? Chiar așa, nu le dădusem noi? Nu vezi că nu poți să-i explici nimic? Mă rog, ce-ai vrut? Ai vrut să profiți de ocazie să-ți faci prăvălie? E, Cadâr pălătește. La noi nu mai calcă niciun om în prăvălie. Și la tine a trebuit să angajezi doi vânzători. Și vin, și vin, și o zi ne vin și pe noi. Ne-ai adus în pragul falimentului, mă. Cadâr pălătește, mă, Cadâr pălătește. Dar mai bine uitați cine a venit, mă. Ce vorbești? Carilor, ați venit! Măi, dar de ce crezi că degeaba mi-au așteptat în atren, mă? Că au venit, mă, tot nou! Dar ce credeți că nu o să ne mai întoarce? Și de ce v-ați întors, măi? Ca să-l scăpăm pe Moș Cadâr. Pe el să-l scăpați, pe noi să-l scăpați, dacă puteți. Dar ce, baba, merge așa de rău? Ba nu, merge teribil de bine. Așa de bine că stau toată ziua la tren. Să fie al naibii de trâng că a ajuns așa un personaj important în familie, că imediat ce o supărare îndată vrei să te duci la el. Ziceți mersi lui Cadâr de așa un faliment, o să dau. Nu-i nimic, câștigăm noi în schimb. N-o să câștigați voi, că câștigă Cadâr. Moș Cadâr? Săracul Moș Cadâr. Săracul nu câștigă nimic, noi câștigăm. Cum câștigați voi? Ce înseamnă așa o vorbă? Tu înțelegi ceva, Tachi? Nu înțeleg nimic. Ce râdeți, mă? Ce înseamnă așa un râs? Papa, te iubesc, te iubesc că prost mai ești. Ei, mersi! Ca să spui așa o vorbă mare, nu e nevoie să vii de la București. Apoi nici nu vin de la București. Dar de unde veniți? De alături de la Moș Cadâr. Și glumos. Ce spui așa o prostie, mă? Zău de la Moș Cadâr. Mă rog, eu strează, m-a călcat trenul și-a rămas de șinea. Ce vorbiți voi, băi? Foarte simplu, papa dragule. Am stat în cedat de la Moș Cadâr tot timpul. Ne plimbam în fiecare noapte, când nu era țipenie de om pe stradă. Dar dacă ai ști ce frumos era și ce înduioșător e să stai pe întuneric noaptea târziu, lângă un geam, și să asculți un papa bătrân și trist care sfărăie. Ce vorbești? Așa o muzică frumoasă de distratu? Știam că prin somn fac o orchestră ceva teribil. Șuier și sfărăi ca un șaneston american. Tache, am scăpat de grijă. Ziua mă vând ca placă de gramofon și noaptea m-am inventat ca o parler de radio. Și de ce ați stat aici? Cum de ce? Dar trebuia să vedem și noi cum merg lucrurile pe aici după plecarea noastră. Noi l-am hotărât pe Moș Cadâr să se asocieze cu noi și să facem noi sub firma lui o prăvălie și n-a fost ușor să-l convingem, credeți-ne. Ce zis, Tache, de toate astea? Mai întâi trebuie să-i cereți iertare lui Moș Cadâr. Zău, pentru ce i-ați făcut atinea ori. A, nu, că tot vinovat rămâne. De ce v-a dat bani? Mi-a dat nouă cu împrumut de la voi. Aveam nevoie de capital. Hai, cereți iertare. Mă, păcătosule, să nu te văd în ochi și iartă-mă. Iană, dar tu te-ai cam îngrătat sau... Păi, da, acum aveți să rămâneți aici? A, nu,
Acum că s-au liniștit lucrurile și fiindcă le-am salvat cu sistemul ăsta, aranjăm o mică asociație. A, te rog, nu, te rog, că iar încep să mă cer cu Tache dacă e Tache ori Ianche. Nu, 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 să fie Ianche și Tache. Ei, așa o delicatețe de la tine nici nu mă așteptam. Ei. Dar să fie cum vrei tu, Tache și Ianche. Nu, 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 așa am spus, Ianche și Tache. Să știi că sau mă supăr, Tache și Ianche. Poți să te superi tu, Ianche și Tache. Ce ne zici mai, ce ne... Nu se poate, nu se poate, nu mă pot înțelege cu așa un prost bătrân ca Ianche. Nu-i nimic, nu-i nimic. Că aici intră și Moș Cadâr în asociație. Și atunci cum o să fie? Cadâr, Tache, Ianche. Cadâr, Ianche și Tache. Nu, bre, ascultă, bre. O să fie Tache, Ianche și Cadâr, mă.